care l-ai în urmă ca să poți să... Care a fost ideea acolo? Să faci substituția, să treci la lui X în X plus... Da. Deci... Nu, aici la... Da. La simetrie. Da. Ideea ta a fost mai rapidă, aceea în care ai trecut X în X plus 1, parcă ai trecut și a ajuns la F de X plus 2. În prima ai lucrat. Și deodată a ieșit exact condiția periodicității. Zi-mi că aveai un șir, ce că nu mai există. Da, faci un șir. Ia să vedem. Fie șirul AN egal cu sumă de la K egal cu 3 la N. Sumă de la K egal cu 3. 3 la N. Așa. Din K supra 2 la K minus 3. Nu e neapărat așa de greu, cred. Dar eu nu știu și eu. Limită... Stai. Și ne cere limită pentru N tinde la infinit din aia. E ușor sau nu? Nu, mă pot... De la K egal cu 3. Îl ia de la 3 din cauza... Da, ca să înceapă de aici, da? Deci, practic, ar trebui să vedem noi șirul de la K. Începe K la 3, supra 2 la K, cum ar veni. K supra 2 la K. Da. 8K supra 2. Nu, asta. Ce-mi propune aici? Dacă am scrie 2 la K minus 3 K, 2 la K supra 8, sau 2 la... Da. Și 8 se zice să... Ne ajută? Să încercăm să facem un altul. Sumă de la K egal cu 1 la N din K supra 2 la K. Care s-ar lega cu acela într-un fel. K supra 2 la K. Aș vrea să surprind aici ca diferența a doi termeni. Deci K supra 2 la K poate fi scris de noi așa. Egal cu sumă de la K egal cu 1 până la N din 2K supra 2 K plus, 2 la K plus 1. Da. Care poate fi văzut egal cu sumă de la K egal cu 1 până la N din K plus K supra 2 la K plus 1, nu? Care poate fi surprins ca prin sumă de la K egal cu 1 până la N din K plus 1 plus K minus 1 și dacă îl dezvolt așa, unde te să... Supra 2 la K plus 1, da? Și egal cu... Adică aș vrea să iau o sumă de aceea... Telescopică. Hai să luăm deoparte. Uite-te. K supra 2 la K poate fi scris, oare cumva, semn de întrebare, ca fiind K plus 1 supra 2 la K plus 1 minus K supra 2 la K. Că, și ce mai punem, văd eu ce mai punem. Pentru că aici apare doi termeni consecutivi, vezi? Da. K plus 1, 2 la K plus 1 și minus K supra 2 la K. Și asta, dacă ar fi sumă din asta, ar fi N plus 1 supra 2 la N plus 1. Nu? Deci, aceea se poate face, asta se poate face, dar nu e chiar așa. Hai să duc tot în stânga. Și tot în stânga s-ar scrie pe asta de aici. Da. Care e cu minus. 2K. 2K supra 2 la K să fie egal semn de întrebare cu K plus 1 supra 2 la K plus 1. Adică K supra 2 la K, K supra
2 la K minus 1 este egal cu K plus 1 supra 2 la K plus 1. Ori în loc să am pe asta, trecem K minus 1, K minus 3? Nu, eu încă muncesc aici să văd ce reușesc să fac. Visul meu este să prind doi termeni consecutivi și prin o suma unei progresii geometrice. De tipul 1 pe 2 la K. La K, la K plus 1, și este suma unei progresii geometrice grația 1 pe 2. Și mă descurc. Dar cum am mulțit acolo cu 2 sus și jos, 2K, am adunat și am scăzut pe 1. Dar mai trebuie un 2. Pot să zic K plus 1 supra 2 la K plus 1, nu? Da. Pe asta la fel deja. Deci, practic, eu m-am luat de K supra. Hai să o luăm așa din, din nou. K supra 2 la K. Păi să mai spun simbolul sumă, da? Da. Egal cu 2K supra 2 la K plus 1. 2K supra 2 la K plus 1, am mulțit și sus și jos, care se scrie ca fiind 2K plus K, K plus K supra 2 la K plus 1, care mai adun și scad un 1 sus, deci egal cu K plus 1 plus K minus 1 supra 2 la K plus 1, care înseamnă K plus 1 supra 2 la K plus 1. De acord? K plus 1 supra 2 la K plus 1. Plus K minus 1 supra 2 la K plus 1. Pe K minus 1 supra 2 la K plus 1 să duc în stânga și pe K la 2 la K să duc în partea dreaptă. Și dacă duc pe K minus 1 supra 2 la K plus 1 în stânga, vine minus K minus 1 supra 2 la K plus 1 egal cu K plus 1 supra 2 la K plus 1 minus K supra 2 la K. Minusul ăla face un minus. Hai să distribuim numitorul la fiecare din ei și asta ar fi echivalent cu minus K supra 2 la K plus 1 minus plus 1 supra 2 la K plus 1, nu? Da. Egal cu K plus 1 supra 2 la K plus 1 minus K supra 2 la K. Să mulțim totul cu minus 1. Și ar apare K supra 2 la K plus 1. K supra 2 la K plus 1. Minus 1 supra 2 la K plus 1. Este egal cu K supra 2 la K. Minus K plus 1 supra 2 la K plus 1. Acum pot să scot un 1 pe 2 în factor aici și va apare 1 supra 2 1 supra 2 pe lângă înmulțit cu K supra 2 la K 1 pe 2 pe lângă K supra 2 la K egal cu K supra 2 la K plus 1 minus 2 supra 2 la K. 2 supra e K supra 2 la K, nu? Și acolo minus 1 supra 2 la K. Minus 1. Am uitat să-l pun pe minus 1, nu? Da. K da factor din 2. Corect, corect. 1 pe 2 minus 1 supra 2 la 2 la, pot zic că l-am dat la un cât, 2 la K plus 1 să-l las, nu mai deranjează. Da. Da? Egal cu K supra 2 la K minus
K plus 1 supra 2 la K plus 1. Și acum sumăm stânga-dreapta, sumăm, deci egalitatea asta, și 1 pe 2 este un factor comun, 1 pe 2 sumă de la K egal cu 1 până la N din K supra 2 la K, minus sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 supra 2 la K plus 1, egal cu sumă de la K egal cu 1 până la N din, ca să o privesc simultan, K supra 2 la K minus K plus 1 supra 2 la K plus 1. Și 1 pe 2 AN, că suma asta e șirul AN care l-am văzut noi în K supra 2 la K. Da. Deci vine... E alt șir ăsta, nu e... E alt șir, e alt șir, dar vreau să am vrut să învăț de la el câte ceva, ca să mă pot duce în șirul tău care vrei, da. Deci, mă întorc și spun că 1 pe 2 AN minus suma asta, pun și eu, când K egal cu 1, cât devine 1 pe 2 la a doua, plus 1 pe 2 la a treia, plus mai departe, 1 pe 2 la N plus 1, nu? Da. De la K egal cu 1 până la N, așa arată. Progresiv, cea mai. Exact, corelația 1 pe 2. Egal cu, când K devine 1, vine 1 supra 2 minus 2 supra 2 la a doua plus 1. Da. Lăsăm așa ca să vedem cum merg termenii unii după, unul după altul și să vedem. Acum, când K egal cu 2, vine 2 supra 2 la a doua, minus 3, supra 2 la a treia, da? Da. Plus 3 supra 2 la a treia, minus 4 supra 2 la a patra. Plus să mai departe, plus puncte, puncte. N supra 2 la N, minus N plus 1, supra 2 la N plus 1. Se vede foarte bine că 1 pe 2 AN egal cu aici suma unei progresii geometrice cu rația 1 pe 2 care este A1, da. 1 pe 2 la a doua pe lângă 1 minus rația la puterea N 1 minus 1 pe 2 la N. Totul supra 1 minus 1 pe 2. De ce suntem plus 1 termen? Nu. Suntem termen. De la 1 până la N, suntem termen. Și noi 1 supra 2 la N. De la 2 la N plus 1 sunt N termen. Da. Eu de aici îmi dau eu seama. De la 1 până la N. Suntem termen. De aceea 1 minus 1 pe 2 la N supra 1 minus 1 pe 2 egal cu ce observăm aici? Ăștia se duc, ăștia se duc. Rămâne ăsta cu plus la început și va rămâne minusul ăsta cu minus la sfârșit. Încă sperăți. Acolo am mai pus o dată egal în față la 1 pe 2 a n. Nu, nu este corect, ci este vorba de minus, nu? Minus, da. Minus. Egal cu 1 pe 2 minus n plus 1 supra 2 la N plus 1. Și de aici N-ul este făcut de acum. Deci 1 pe 2 AN egal cu putem să 1 supra simplificăm pentru 1. 2 minus 1 să împărțim pentru 1. Face minus, nu? Face plus aici. Da. Și un 2 se duce cu ăsta și face 1 pe 2. Parcă. Da. 1 pe 2 înmulțit cu 1 minus 1 pe 2 la N. Așa.
scris. 1 pe 2. Deci suntem aici. Minus. Era minus, acum vine plus. Că s-a întâmplat să fie 2 minus 1. Sau tot minus a rămas. A rămas tot minus, nu? Că vine 2 minus 1, 1 pe 2. Se duce cu 2 de aici. Și rămas doar 1 pe 2. 1 minus 1 pe 2 la N. Da. Egal 1 pe 2 minus N plus 1 supra 2 la N plus 1. Și acum putem să împărțim și 1 pe 2. Putem duce tot asta și rămâne și roa N aici. 1 pe 2. Ea vine peste tot 1 pe 2, da? Da. Vine și roa N egal cu 1 minus 1 pe 2 la N. În dreapta am trecut. Da, da. Plus 1 pe 2. Fără 1 pe 1. Plus 1, corect. Plus 1. Minus N plus 1 supra 2 la N plus 1. La N. 2 la N, corect. Și dacă vrei să treci la limită, merge foarte repede limita asta, nu? Da, limite la 0. Limite la N egal cu 1 și cu 1, 2. 1 ăsta și cum ăsta. Că și N plus 1 supra 2 la N se duce tot la 0. Da. Cum arăți asta? Nu. Stol Cezarul. Nu știu. Știu că era un criteriu la un moment dat, dar... Zice așa. Dacă ai limita unui șir, dacă ai limita unui șir, că ai dat sub formă de fracții. Da. Deci, dacă ai de calculat limită din AM pe BN și ești necăjit, cum sunt noi acum, da. Nu te întrista. Dacă BN sunt șir monoton crescător nemărginit superior, deci, și mai adaug de sub BN monoton crescător nemărginit superior, adică nu-l poate opri nimeni, așa, deci e monoton crescător nemărginit superior, nu-l poate opri nimeni. Și e intind la infinit sau la... Limită, sigur că da, fiind șirul, mai e intind la infinit. Nu se poate la șirul altceva vorbi. E că te intind la infinit. Atunci, nu fi trist că limita care te interesează este aceeași cu limită din AN plus 1 minus AN supra BN plus 1 minus BN. Și egal atunci cu limită pentru N tind de la infinit din la noi a N cât e N plus 1, nu? N plus 2, 2 minus N plus 1, 1. Da. 1 supra 2 la N plus 1, 2 la... 2 minus 1. Cât vine acolo? 2 la... N plus 2. N plus 2 minus 2 la N plus 1. Da. Scoate 2 la N în factor, da. Și vine 2 la N. Da. Și ăsta tinde la 0. Și gata, face 0. Da. Deci, spun, crește mai repede într-un limbaj matematic. Crește mai repede exponențiala față de... Da. Poți fi și în la 2 și în la 3. La mult mai rapid. Era ușor, că făceam lopit. Da. Dar aici trebuie să vedem Stol Cezarul, da? Da. Și în momentul de față, limita asta, deci s-a putut găsi. În mod analog, ne întoarcem aici, trebuie să găsim o rețetă de calcul tot în genul ăsta. Cum se derivează o sumă? Păi da, o sumă infinită, nu pot să spun. O sumă finită. Suma unor funcții, derivata sumei, suma derivatelor, nu? Dar... Acolo suma, dacă e vorba de calculul unei sume, trebuie făcută și în variabila x sau într-o variabilă care fie aia și în funcție de rezultat derivezi după aceea. Nu poți deriva fiecare în parte, că n-am cum să derivez în felul ăsta, da? Bun.
Ia să vedem acolo. Câte și asocie, cum merge cumva? E 10 și 12. 12. Ne oprim. Ce văd meciul, mai merge și la meci. Ideea de aici ar fi aceeași. Mulțește cu un 3, cu un 8 și sus și jos și faci 2 la K. Da. Și 8-ul este în față. 8-ul îl pui aici și 8-ul aici. Da. 8-ul ăsta și 2 la K aici. Da. Și este același șir. Este același șir. Și dă 16. Păi 8-ul dă 16. Putem luate liniște. Deci asta e rapid. De ce am făcut-o pe aia prima? Acolo intra un loc încolo. Așa, dragilor, ne oprim aici, că a început meciul și eu vreau să mă țin super meciul. Andrei, și așa și propus iar. Asta e povestea lui. Închide geamul. Da, geamul se închide. La revedere!